Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vreau să vă prezint un fungicid ecologic de la SemPlus. Este un produs format pe bază de microorganisme, fără alte produse de sinteză. Acesta creează un scut plantelor împotriva agenților patogeni. Este un fungicid universal care se poate aplica atât în sere, în câmp, în grădini, în cultura mare, dar și în livezile noastre. Cavaler protejează plantele de majoritatea bolilor, cum ar fi pătări, mană, bacterioze, putregaiuri și multe alte boli. Acest produs are o acțiune spectaculoasă la aplicarea curativă, dar se recomandă mai mult aplicarea preventivă pentru a diminua pierderile din producție. Produsul se aplică de cel puțin 3 ori în cultură pe sezon și se aplică în doze de 30 de ml la 10 litri de apă. Iar temperatura în momentul aplicării să fie cel puțin de 10 grade Celsius. Mai multe detalii o să mai vă pun și în descriere, o să pun și link către site-ul celor de la SemPlus, de unde puteți comanda acest produs. Noi mai avem ceva de plantat aici, mai am niște salat, am zis să umplem și acest loc care mai ne-a rămas gol în solar. Și mai multe detalii o să mai vă pun și pe parcursul acestui video. Dacă vă plac materialele noastre, nu uitați să lăsați acolo un like. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, abonați-vă, este total gratuit. În felul acesta o să fiți notificați de fiecare dată când noi postăm ceva nou și puteți afla lucruri noi care vă vor ajuta în culturile dumneavoastră. Dacă aveți întrebări în legătură cu aceste produse, puteți lăsa în secțiunea de comentarii și în cel mai scurt timp am să vă răspund. Acest fungicid Cavaler 600 SL este bun în următoarele culturi: tomate, castraveți, vinete, salată verde, brocoli, conopidă, și combate următoarele boli: mana, alternarioza, pătarea neagră, putregaiul cenușiu, pătarea cafenie, ofilirea micotică și vasculară, mana de sol, făinarea, căderea plântuțelor, putregaiul bazei tulpinii, septorioza, pătarea albă, mozaicul, ofilirea bacteriană, ofilirea fuzariană, pătarea unghiulară, bacteriozele și virozele. El mai este bun și în culturi precum căpșuni, smeură, afine, mure, goji, și combate următoarele boli: virescența căpșunilor, pătarea inelară, marmorarea frunzelor, arsura bacteriană, pătarea albă a frunzelor, făinarea, putregaiul cenușiu, mana coletului și a fructelor, pătarea purpurie, putregaiul apos, pătarea brună, veștejirea plantelor, cancerul bacterian, focul bacterian, antragnoza și rugina. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Cam asta am avut de prezentat pentru ziua de astăzi. Am observat în salata pe care am cumpărat-o că erau câțiva melci fără cochilie, Limax. Deci probabil că următorul material pe care o să-l filmăm, o să vă spunem cu ce tratăm salata de acești dăunători. Nu uitați și de canalul lui Cori. Vă aștept și la mine pe canal, Top Remedii Naturiste. Bun, vă mulțumim frumos, vă dorim o zi bună și la revedere, ne vedem la un nou material când vom prezenta pentru dăunătorii din culturile noastre cu ce putem să stropim. Vă mulțumim, v-am pupat, pa, pa, o zi bună! La revedere! La revedere! Pa!